care concilia. Discuția ta a ridicat așa mingea la fileu către Veronica, care și are să ne povestească despre una dintre poveștile ei preferate, care am vorbit înainte de eveniment. Da. Și oarecum mie și ei ne-au plăcut aceleași, bine, noi suntem aceeași zonă. Și când vorbește Monica se face. Nu există coincidențe. Și când mi-a zis, chiar eram curioasă, care o să-i placă? Și am zis, ok, da, perfect, noi două suntem de acolo. Așa că o să las pe ea să povestească și apoi o să încheiem cu tine. Veronica, ai scena. Mulțumesc, Diana. Mulțumesc, Monica, pentru invitație. Se aude oare? Da, da. Pe Monica am cunoscut-o acum mulți ani în contextul atelierelor mele creative pentru copii și adulți și ele și mă bucur că ne adresăm fiecare dintre noi. Cum bine ai spus tu, copiilor interiori și copiilor exteriori. Am cunoscut-o acum mulți ani. E mai bine așa? E mult mai bine așa. Ne-am împrietenit așa cum în vremurile astea ne întâlnim întâmplător, cum se spune. Ne împrietenim apoi pe Facebook și păstrăm așa o legătură care crește în timp și îți mulțumesc că arc peste timp m-a invitat la lansarea cărții tale. O carte cum cred că avem nevoie să citim noi adulții și pentru noi și pentru copiii de lângă noi. Monica vorbește foarte serios când spune că aceste povești sunt dăruite din inimă adulților și copiilor și sigur că noi în general vrem să separăm lucrurile. Acestea sunt pentru povești sau activități sau unele sunt pentru copii și unele sunt pentru adulți. Cred că se întrepătrund și Monica reușește să facă lucrul ăsta și cum a spus și Giulia, aș vrea să-mi retrăiesc copilăria ascultând poveștile. Mi-am imaginat citind această carte cum mama mi-ar citi la culcare aceste povești și cum aș adormi și eu liniștită și probabil și ea cu foarte multă tihnă în suflet, pentru că Monica, psihoterapeutul, radiografiază interiorul omului și a reușit în urma acestei radiografii într-un mod absolut impecabil. M-am bucurat foarte mult să regăsesc inclusiv cuvinte vechi. Mi s-a părut fain că m-ai dus în poveștile de altă dată citind această carte, pe care n-aș avea de acum înainte, o să fie mult mai ușor să răspund la întrebarea ce carte îi duc la aniversare unui copil sau unui adult care are nevoie nu atât să se împrietenească, cred că noi suntem buni prieteni cu copiii noștri interior, dar a interiorii. Cred că poveștile Monicăi ne duc direct înspre ceea ce noi avem nevoie să auzim, despre cum și-a povestit, a pomenit Giulia despre povestea licuriciului care își regăsește autenticitatea. Eu m-am corectat foarte bine cu povestea albinuței din Regatului Trebuie, căci noi trăim într-un roller coaster în care trebuie și trebuie și trebuie să facem multe lucruri, să multe task-uri. Și albinuța asta învață de la fluture despre a te opri și a te bucura, a face lucrurile care trebuie făcute, schimbând optica în am nevoie să fac acest lucru, pot să fac acest lucru, care ne ia din presiunea lui trebuie, dar o învață să-și deschide inima spre lucrurile pe care trebuie să le înfăptuim, pe care le înfăptuim în fiecare zi, să nu le facem doar pentru a bifa. Să fii un copil care ascultă o poveste în care scap de copleșirea lui trebuie. Cred că copiii sunt câștigați dacă de la vârste fragede aud aceste mesaje povestite de Monica într-un fel în care mi-ar plăcea să scriu. Dacă aș vrea să scriu, aș vrea să scriu așa cum a scris Monica. Asta e, cred, lucrul pe care l-am simțit cel mai mult. Cred că poveștile Monicăi nu sunt povești de adormit, știi cum sunt povești de adormit copii, cred că sunt povești de trezit și de stat cu bucurie în tot ce
avem de făcut peste zi, de la trebuie să-mi fac temele și trebuie să mai verific nu știu Excel-uri și am nu știu ce call-uri, la hai să le fac și să mă bucur de tot ce am eu de făcut. Și mai cred că poveștile Monicăi ne țin de frumos. Vorbește, transformă greul lumilor noastre interioare în foarte multă lumină. M-am bucurat nespus să întâlnesc un astfel de autor. Întâmplarea face, eu citesc, am o experiență în audiobook-uri de 12 ani, citesc, fac audiobook-uri și pentru adulți și pentru copii. Aceasta e o poveste care sper să-și găsească loc în raftul de audiobook-uri, pentru că e o poveste ce merită citită. Eu am citit-o și Veronica, lectorul de audiobook-uri, dar a citit-o și copilul. Cumva am citit-o așa pe mai multe, am citit-o respectiv, am ascultat-o ca și cum mi-ar citi-o mama mea în copilărie. Și vă doresc să citiți această carte pentru sufletul vostru și pentru copiii de lângă voi. Vă felicitări, Monica, pentru o carte unică și pentru modul în care experiența ta ca psihoterapeut și-a găsit expresie într-o carte pentru copiii din interiorul și din exteriorul nostru. Mulțumim, dar,